Viața i-a pus la o încercare foarte grea pe doi cetățeni din satul Șuța Olteni. Aceștia suferă de boli foarte grave, iar de când s-au sistat locurile pentru îngrijitorii la domiciliu, aceștia nu mai beneficiază de o persoană care să-i îngrijească în permanență. Bărbatul este imobilizat la pat, iar femeia nu poate sta foarte mult în picioare și se deplasează foarte greu. Radian Sandu prezintă și o malformație la nivelul pieptului. Întrucât tot sternul i-a fost scos, stomacul s-a ridicat, formând un fel de cocoașă în partea din fața a corpului. În plus, acesta este dependent de un tub de oxigen. Eu am o tetrapareză spastică, leuconevraxită, am două diagnostice foarte grave și soțul meu are o intervenție chirurgicală pe cord deschis. În 2012 i s-a făcut această intervenție la Târgu Mureș. După această intervenție a mai urmat încă alte două intervenții la decurs de două luni de zile, pentru că i s-a infectat rana și a trebuit din nou curățat, din nou închis, iarăși s-a infectat rana prinzând un microb în spital acolo. A trebuit să-i se elimine tot sternul, stând 4 luni la pat, că atât a durat internarea la Târgu Mureș, n-a mai putut merge și i s-au necrozat picioarele. Efectiv, n-a mai avut ce să-i mai facă. I s-a tăiat primul picior și la o jumătate de ani i s-a tăiat și cel de-al doilea. Dintre cei doi soți, doar femeia are dreptul la însoțitor, pe care l-a și avut până când s-au desfăcut contractele de muncă ale acestora, conform unei hotărâri date de guvern. Ulterior, aceste posturi au putut fi din nou accesate, însă cetățenii nu au fost anunțați. Eu am făcut o cerere la primăria Lucien, de care aparținem. Am specificat în acea cerere problemele care le am și eu și soțul meu. S-a făcut o anchetă de la ei trimiși la noi, au venit acasă două persoane, două doamne, așa, au văzut situația noastră și au spus că ni se va da în scris de la primărie ce au hotărât. Au spus că nu au fonduri suficiente pentru a ne angaja asistent personal și că în momentul în care va face demersul către finanțele de la Târgoviște și în momentul în care va sosi de acolo fonduri către primăria Lucien, numai atunci ne va putea rezolva problema noastră. Băiatul soților Sandu este cel care îi sprijină și îi ajută cât de mult poate. Acesta a fost angajat ca însoțitor și tot el este cel mai potrivit pentru a fi reangajat. Nu își poate căuta un loc de muncă, deși are mai mult de 30 de ani, deoarece părinții depind în totalitate de el. Cei doi soți vor să aibă siguranța că fiul lor îi va îngriji în permanență, iar acest lucru este posibil prin angajarea acestuia ca îngrijitor personal. Primarul comunei Lucien cunoaște situația familiei Sandu, iar femeia spune că a primit un răspuns vag din partea acestuia. Ne-a răspuns foarte vag, nu avem fonduri, ce să facem, dacă vă ajut pe dumneavoastră să vă încadrez asistentul personal, înseamnă că o să însară în cap toată comuna, că mai sunt probleme de genul acesta și eu n-am de unde să plătesc atâția asistenți personali. La această afirmație, edilul a răspuns. Nu e adevărat în nicio formă treaba aceasta. Odată că m-am ocupat de caz și am imediat cum a făcut cererea și motivul, am trimis comisia la fața locului. Un caz social este într-adevăr dumneavoastră, m-a impresionat cazul și nu puteam să fac o asemenea afirmație. Dar din contră să-i dau curs să resoluționăm afirmația în favoarea dumneavoastră. La primăria din Lucien nu există direcție de asistență socială, însă atribuțiile acestui departament au fost direcționate către două angajate de la alte birouri din cadrul instituției. La începutul lunii martie s-a făcut o anchetă socială acasă la familia Sandu, iar solicitarea acestora de a beneficia de însoțitor în permanență a fost înregistrată. Am primit o adresă de la dânsii, prin care solicitau un asistent social pentru ambii, pentru Sandu Radian și Sandu Constanța. Sandul de salarii maxim, nivelul fondului de salarii maxim aprobat de către Direcția de Finanțe, nu ne permite în acest moment, dar noi am făcut toate demersurile la Direcția de Finanțe și avem promisiunea de la dânsii că vom primi mărirea fondului de salarii. Am depus cu numărul 34.617 din 13 martie 2014. Am depus la finanțe un memoriu justificativ prin care am solicitat, în care prioritară va fi solicitarea dânșilor, pentru că noi înțelegem situația gravă în care se află. Într-adevăr, bugetul și resursele primăriei sunt limitate, dar am înțeles situația în care se află, este un caz deosebit pe care încercăm să-l ajutăm cât putem.